Până la data de 6 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 1.062.527 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 1.5623 de pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 1,35. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 181.154, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Constanța, Iași, Prahova și Bihor. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 222 de cazuri urmat de Cluj, Prahova, Bihor și Mureș, iar la celălalt pol cu cele mai puține cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore se află Ialomița cu 3 cazuri, iar în Gorj au fost înregistrate 10 cazuri. Până astăzi, 28.710 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 5-6 mai 2021 până la ora 10, au fost raportate 94 de decese, 48 femei și 46 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 31 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 28 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 23 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. 88 din între decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1632 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate în urmare testării pacienților care erau deja pozitivi, 352 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7346. Dintre acestea, 1100 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.446.397 de teste real-time PCR și 934.640 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.848 de teste real-time PCR 13.981 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.867 la cerere și 12.625 de teste rapide antigenice. De asemenea, de la ultima informare au fost raportate și rezultate la 4 teste real-time PCR prelucrate anterior ultimilor 24 de ore și transmise până la data de 6 mai. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 4,2%, iar evoluția ratei de pozitivare de la introducerea măsurilor de carantină parțială în România poate fi observată în graficul alăturat, în ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state. 23.526 români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2 coronavirus. De la începutul epidemiei și până în acest moment, 190 de români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu infecția cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 22-29 aprilie 2021 au fost raportate 30.290.698 de cazuri în Uniunea Europeană. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.